Vă invit să ne ridicăm pentru a citi din Sfintele Scripturi. Cartea 1 Corinteni, capitolul 11, versetele 20 la 34. 1 Corinteni 11, 20 la 34. Când vă adunați dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să ia cina adusă de el, înainte altuia, așa că unul este flămând, iar altul este beat. Ce? N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cel ce n-are nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta, nu vă laud, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osând. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Amin. Întrucât acest text ne solicită și lucrarea în sine, să ne cercetăm cu toții, vă invit să mai facem o rugăciune comună, mai întâi să ne cercetăm la felul în care ascultăm, la felul în care am înțeles această lucrare și fie bună voința Domnului peste noi. Așa cum stăm, ne rugăm. Este scris că pentru moartea care a suferit-o, Domnul a primit un nume mai presus de orice nume. Și din acest motiv, toți trebuie să spună spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amin. În numele Lui să fie binecuvântat. Amin. Din partea Lui, pentru toți care sunteți prezenți, cu dorința, cu urarea să fiți frați ai Lui, că și asta este scris, vă dorim harul și bunăvoința sfântă. Amin. Am citit cel mai elaborat text din Scripturi despre cina Domnului. Apostolul l-a scris pentru a corecta niște greșeli care aveau loc în Corint. Și observați, în finalul textului el zice că mai sunt și alte lucruri de rânduit, cum ar fi cele de formă, nu de fond, și urma să le lămurească atunci când se va deplasa la ei. Deci vom concentra și noi pe lucrurile de fond, spre cele principale. Celelalte care trebuie să rânduite, cred că la dumneavoastră sunt rânduite și nu este asta treaba mea, că atunci când luați cina, stați pe genunchi sau stați în picioare, că o luați la 11 sau la 12. Astea sunt chestiuni care se rânduiesc în funcție de biserică și de situație, însă sunt probleme care nu țin doar de rânduieli, de ordin practic, pragmatic, și care țin de natura fenomenului, pe care aș vrea să ne concentrăm. În versetul 20, primul care am început citirea, Apostolul scria: când vă adunați, dar în același loc, deci iată că cina se ia în adunare, spune el, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Și întrebarea care vreau să vă lansez și mă auzi cei din spatele meu: cum putem să luăm cina Domnului? Rezultă că sunt situații în care nu putem să luăm cina Domnului. Tot aici în text este scris în
Versetul 28, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânci. Cu alte cuvinte, se poate înțelege de aici, altfel să nu mănânci. Dar numai că problema este foarte complicată. În sensul că, făcând referire la sărbătorile din Vechiul Testament, în special la Paște, spune Cartea Sfântă, vă citesc din Numeri, capitolul 9, aici este scris pentru cei ce nu puteau să se încadreze la vremea potrivită în acea primă sărbătoare din an, sărbătoarea Paștelor. Recomandarea era să o ia în luna următoare. Poate și de aici s-au inspirat frații când, ca și rânduială, au stabilit cina să se ia odată pe lună. Dar vă rog să rețineți versetul 13. Dacă cineva nu este necurat, nici nu este în călătorie și totuși nu prăznește Paștele, sufletul acela să fie nimicit din poporul lui, pentru că n-a adus darul cuvenit Domnului la vremea hotărâtă, omul acela să-și ia pedeapsa pentru păcatul lui. Spuneam că referitor la cina Domnului, situația este foarte complicată, complexă, în sensul că nu poți să o iei oricum, te faci vinovat, vei fi pedepsit, dar poți să nu o iei deloc, asta e și mai grav. De aceea nici nu veți găsi referințe în Noul Testament că cineva nu lua cină. Apostolul îi condamnă doar pe cei ce nu luau corect. Nici nu se ia în calcul varianta să nu se ia. Deci, în concluzie, ca și participar la cina Domnului, toți cei ce sunt botezați în apă ar trebui să se silească, să se pregătească, pentru ca nimeni să nu lipsească de la acest act sfânt. Amin? Amin. Mai fac aici o paranteză de ce am spus cei botezați în apă. Pentru că, spune Scriptura, vă citesc din Roman, capitolul 6, versetul 3. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El. Cina Domnului este, și asta va să fie primul punct la momentul potrivit, amintirea morții Domnului. Dar numai prin botez noi ne-am asociat morții Domnului. Și eu nu pot să servesc ceva la ce nu sunt părtaș. Ceva ce nu mă privește. Deci, cei botezați în apă sunt în drept să ia cina Domnului, adică să comemoreze moartea Lui, pentru că ei, prin botez, s-au unit cu El în acea moarte și au parte de moartea Lui. Vreau tot la început să mai fac două precizări. Există uneori conceptul că e bine să iei cina Domnului făcându-se referire la Ioan capitolul 6, că dacă nu mănânci, n-ai viață și dacă mănânci, ai viață. Și cred unii, și am venit noi cu slăbiciunea asta din bisericile tradiționale, că actul în sine, sacramentul sau taina, cum e numită la catolici sau respectiv la ortodoxi, poartă în sine o valoare. De aceea ei, de exemplu, administrează botezul la copiii mici, crezând că botezul are în sine valoare și dacă nu-i conștient copilul. Și tot în ideea asta crede ei că luând cina are valoare în sine și dacă omul nu e în regulă și dacă omul nu gândește ce face. Biblia nu spune una ca asta. Deci doar a consuma din cina Domnului și starea ta nu fiind bună, nu ai nicio viață, din potrivă, scrie aici în text că ai eventual moarte sau o sânt. De asemenea, s-a mai încetățenit pe aici, pe acolo, ideea că cina Domnului ar putea să vindece. Da, se poate întâmpla să se vindece cineva la cină. Vă, dacă Domnul a vindecat pe cineva cu tină, un noroi, nu se poate vindeca cu azimă și cu rodovice, se poate. Dar nu-i făcută cina pentru asta. Din potrivă, dacă ești vinovat, s-ar putea, nu să te vinde, să te îmbolnăvești, scrie textul. Așa e. Și încă nu puțin au pățit așa. Așa e. Deci să lăsăm Scriptura să ne spună exact
ce se întâmplă într-un asemenea moment și cum trebuie să ne pregătim pentru o asemenea lucrare. Amin? Amin. În primul rând, ceea ce vreau să împărtășesc cu dumneavoastră, citindu-vă de la versetul 24. Despre Domnul Iisus. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și i-a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Și acum atenție, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Versetul 25, următor. Vorbim despre pahar. Și se încheie cu cuvintele: să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Și asta nu doar vreodată, ci ori de câte ori veți bea din el. Și repetă pentru a treia oară ideea. Versetul 26. Pentru că ori de ori câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți a pomeni sau a vesti este tot una. Moartea Domnului și dă un termen de executare, de valabilitate, până va veni El. Deci ce este cina Domnului? În primul rând vreau să ne amintim că este comemorarea morții Domnului pentru noi, pentru păcatele noastre. Dragii mei, asta înseamnă că atunci când se apropie cina, în mod deosebit la slujba cum este astăzi și în mod culminant atunci când luăm din farfurie și din pahar, trebuie să ne transpunem în imaginea Golgotei. Nu doar ca la un act istoric care a avut loc, ci ca la o lucrare necesară pentru mântuirea noastră. Este foarte important ca în timpul care ține de cina Domnului, de pregătirea pentru cină, de slujba de astăzi, cum spuneam, să ne gândim cât mai mult la această lucrare. Nu doar la momentele acelea de la arestare, biciuire și răstignire. Să ne gândim la când a pregătit Dumnezeu această lucrare. Hai să citim din Efeseni, capitolul 1, ca să vedeți cât de ample lucrarea, că avem la ce să ne gândim. Citesc de la versetul 4. În El, adică în Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Deci de când s-a gândit Dumnezeu la Golgota? Cu peste 4.000 de ani înainte. Ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte, ca să fim înfiați în Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale. Versetul 7. Ca să avem la ce ne gândi. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Și aceste bogății de Har se întind în istoria veche și se întind în eternitatea viitoare, pe care l-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremurilor, spre a-și uni iar într-unul Hristos toate lucrurile care sunt în ceruri și cele de pe pământ. În El am fost făcuți și moștenitori, rânduiți mai înainte, după hotărârea aceea care face toate, după sfatul voie sale, slăvit să fie Domnul. Ceva asemănător scrie Pavel Colosenilor. Și aici vreau să fac și o precizare. În ultimele traduceri ale Bibliei în limba engleză, în toate, este o lucrare demonică începută încă de la sfârșitul secolului XIX, de a schimba conținutul Scripturilor. În aceste traduceri sunt până la aproximativ 1000 versete lipse sau modificate. Și să vă citesc cum arată în noile traduceri un verset ca să șteargă din imaginea bisericii valoarea jertfei Domnului Iisus. Vă citesc Coloseni 1 cu versetul 14. În care avem răscumpărarea prin sângele Lui iertarea păcatelor. Aleluia. Și noua traducere spune așa: în care avem răscumpărarea iertarea păcatelor. Ce au scos afară? Sângele. Dar noi
Noi astăzi comemorăm și sângele. Că la Dumnezeu scrie în Evrei 9:22, fără vărsare de sânge nu este iertare. Atât de mult s-a concentrat Dumnezeu asupra acestui eveniment care era absolut necesar, încât 4.000 de ani s-au consumat jertfe, zilnic. Mil dimineața, mil seara, până când scrie în Ioan 1:29 că a venit cel mai mare dintre cei născuți din femei. Ioan și-a anunțat, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Să-i mulțumim pentru jertfa ai binecuvântatului. Și să ne gândim la ea. La un moment dat spune Scriptura în Genesa 22 că a zis Dumnezeu lui Avram, prietenul său, ia pe Isaac, pe singurul tău fiu, că trebuia să fie imaginea cât mai simbolică, cât mai reprezentativă, că și Dumnezeu are un singur fiu născut în felul acesta. Și adu-l ca ardere de tot. De ce l-a spus Dumnezeu pe Avram să facă așa? Doar să-l testeze și să-l testeze. Dar de ce nu l-a testat altfel? Vă rog să vă gândiți. Eu cred că Dumnezeu atât de mult se gândea la asta încât nu putea să facă un alt desen decât la ceea ce se gândea. Dumnezeu știa ce urma să facă, vedea această nevoie fundamentală a noastră ca cineva să moară pentru noi. Aleluia! Și spune Pavel, vă citesc din epistola adresată Romanilor, capitolul 5, versetul 6, căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți, între care am fost și noi. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva. Versetul 8, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Binecuvântat să-i fie numele. Frați și surori, spun asta pentru cei căsătoriți, că suntem la cina Domnului și apoi urmează, dacă Domnul ne ajută să avem un studiu despre viața de familie, se întreabă unii de ce este nevoie să practicăm abstinență în pregătirea pentru cina Domnului, că doar nu-i păcat. Nu spune Biblia că e păcat, dar atât de mult trebuie să ne magnetizeze, să ne concentreze tema asta, aleluia, încât să uiți de altceva. Și dacă nu găsești resursele în tine să te concentrezi la o așa lucrare măreață pe care Dumnezeu o croit-o din veșnicie și care va fi de slavă pentru toată veșnicia, voi dăm voie să spun, cum spunea Pavel la Corinteni, deci voi veniți la adunare cu gândul la mâncare. Ei mâncau aici, în părtășia, în acele agape, și apoi la urmă, ca ultima bucată de prăjitură, luau și cina Domnului. Dar noi am spune că nu facem greșeala asta, nu? Dar spuneți-mi dumneavoastră care e diferența dintre cei care veneau cu gândul la traista ce au adus-o să mănânce și noi care ne grăbim să plecăm de la adunare cu gândul la sarmale cine așteaptă acasă. E vreo diferență? De fond nu e niciuna, numai de formă. De aceea lăsați și mâncarea puțin deoparte. Sper că ați postit dacă ați putut. Lăsați și celelalte aspecte legate de tot ceea ce ține de fizic, pentru ca să ne putem concentra cu adevărat. Aleluia. Și vestirea să fie una profundă, care să ne cuprindă mintea, să ne concentrăm asupra acestei nevoi, asupra evenimentelor care au derulat. Pentru că moartea Domnului a fost vestită profetic 4.000 de ani. Spune Scriptura, vă citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 1, ceva din profeția lui Zaharia, versetul 69 și 70. Ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David, cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost din vechime. Înainte de moarte, numai profeții au vestit-o că le-a fost descoperit prin Duhul. Dar spuneți-mi, vă rog, acum, după moartea Domnului, nu tot Duhul ne-a făcut de cunoscut această lucrare.
Ei au vestit-o înainte, noi suntem chemați să o vestim după ce s-a consumat evenimentul. Iată ce onoare să fim trecuți în acest șir binecuvântat de sfinți care vestim ce a avut Dumnezeu un plan și ce a realizat Domnul Iisus Hristos pentru noi, binecuvântat să-i fim. Aș vrea să ne gândim și insist asupra ideii, dacă noi comemorăm în mod suficient aceasta, citindu-vă și din Exod capitolul 12 și punându-vă o întrebare, ce eveniment a fost mai mare, eliberarea din Egipt sau moartea Domnului, eliberarea din împărăția întunericului și strămutarea împărăția Fiului Dragostei Lui? Au, Domnule, doar e mai mare, Moise a fost slugă, nu? Și Hristos e Fiu. Și acum ascultați cum trebuia pomenit ce a făcut Dumnezeu prin slugă. Exod 12. Vă citesc de la versetul 14. Din nou apare expresia din Corinteni. Și pomenirea acestei zile s-o păstrați și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului, să prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Și acum citesc de la versetul 24. Să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în viață. Când veți intra în țara pe care vă dă Domnul după făgăduința Lui, să țineți acest obicei sfânt. Și când vă vor întreba copiii voștri ce însemnează obiceiul acesta, să răspundeți, este jertfa de Paște în cinstea Domnului care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Poporul a plecat, s-a închinat până la pământ. Obiceiul acesta încă se păstrează. Și la evrei a fost foarte clar. Se aduna toată familia, știți cum era ritualul de Paște, și copilul cel mai tânăr întreba, tata, ce-i cu asta? Și atunci tata, ca un preot al casei, lua povestea de la capăt. De la Avram, știți în câți psalmi, în Vechiul Testament, și Ștefan, și Pavel, era o pasiune pentru evrei să ia povestea de la un capăt și să o ducă până la celălalt capăt. Și apoi porneau cu povestea de la Avram, ca Moise, ca Matei în genealogia lui, și de regulă toată povestea se sfârșea la Domnul Iisus Hristos. Pentru că pe El îl priveau toate și mulțumim Domnului pentru ce a făcut pentru noi. Aș întreba pe cei mai tineri care, știu eu, când ați avut botezul ultima dată și au luat cina în ultima vreme, cu ocazia cinei Domnului își fac măcar vreme să treacă revistă aceste evenimente. S-a întâmplat așa, atunci, necesitatea acestei lucrări, ca amintirea să fie una adevărat, nu? Să nu fie doar așa o amintire ștearsă, ca și când să zic că se împlinesc 20 de ani de când te-ai căsătorit și ai uitat, dar după masă nevastă te vii la servit și vezi că ți-a făcut ceva mâncare mai specială. Spui, știi ce e astăzi? El zici miercuri. Măi, nu-i vorba de miercuri, băi. E ceva, nu-ți mai amintești. Oh, da. Mersi. Dar n-ar fi mai frumos să stați puțin așa, să vă amintiți când v-ați întâlnit prima dată, cum v-ați cunoscut, cum Dumnezeu v-a binecuvântat, ce v-a promis. N-ar fi mai frumos după masa aceea, nu? Ia spuneți. Dar nu-i de aceeași valoare o căsătorie cu jertfa Domnului Iisus, căsătoria să tot fie pentru 60-70 de ani, nu? Dar jertfa Domnului pentru câtă vreme? Pentru o veșnicie. Da. Și apoi faceți în dumneavoastră un calcul, care e mai bun matematician? La câtă veșnicie ne dă Dumnezeu? Merită așa măcar vreo 2-3 zile să ne gândim când luăm cina Domnului? Sau e prea mult, nu? Nu e mult, frate și soror, să ne concentrăm pe subiect, să dorim din toată inima și Dumnezeu să fie și El prezent la această lucrare. Amin. Mărit să fie Domnul. Amin. Nu-mi pot imagina, ascultați bine ce spun, ca
cineva să se concentreze profund asupra acestui eveniment și să nu vină la cină. Că dacă te gândești, l-am spus cu două, cu trei zile înainte, să spunem, la ce a făcut Dumnezeu, la importanța acestei lucrări, nu pot imagina că nu pot să particip la cină. S-ar putea să fie avut o supărare cu cineva. Dar dacă te gândești la ce a făcut Domnul Iisus pentru tine, voi, te împaci, îl trezești noapte la ora 4. Că robul acela ce nu și-a iertat colegul pentru 100 de lei, știți ce i s-a imputat? Că nu și-a amintit de ce s-a făcut pentru el. De aceea nu rezolvăm noi problemele între noi, că nu ne gândim destul la ce har ne-a acordat Dumnezeu nouă. Dacă am cântărit încă o dată la ce a făcut Domnul Iisus Hristos, toate motivele care te împiedică să iei cina, ori cad, ori le rezolvi. Aici cred că este fondul problemei. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne gândim profund la acest lucru. Și dacă n-am făcut-o, să ne pocăim. Pune Scriptura în cartea Ioel și nu numai, că sunt situații în care trebuie să ne smerim înaintea Domnului să iasă și mirile și mireasa din odaia ei. Adică asta e mai prioritar decât orice. Pentru că Domnul merită să fie înălțat prin această lucrare. Amin. În încheierea acestei idei, vă mai citesc doar Filipeni 2, unde e scris despre moartea Domnului și asta o vestim noi. Să nu pierdem de vedere și acest aspect. S-a dezbrăcat de sine însuși. Și aici nu e vorba numai ca unul care a fost tânăr, plin de putere și de frumusețe și acum e un bătrân îngârbovit și spune, bă, unde e frumusețea mea de altă dată? S-au dus toate, vorba lui Solomon din Eclesiastru. Domnul a dezbrăcat slava și a luat carnea noastră neputincioasă. La asta ne gândim că ține... Era o pregătire pentru moarte, când trupul ăla din cer nu putea să moară. Și la asta să ne gândim. S-a făcut asemenea oamenilor și nu numai. Moartea lui nu s-a consumat numai acolo, moartea lui s-a consumat cu ocazia lepădării de sine, s-a făcut ascultător toată viața. Să ne gândim la asta. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Dumnezeu l-a înălțat în cer, noi vrem să-L înălțăm la cina Domnului. Amin. Pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi. Și plecarea asta trebuie să fie și la cina Domnului. Și orice limbă să mărturisească, adică să vestească, să pomenească spre slavă lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Dar cine nu participă la cină, contraziceți-mă dacă puteți, nu vestește asta, că Iisus Hristos e Domnul. Nu? S-a încurcat undeva. De aceea să ne ajute Domnul vestirea, pomenirea, mărturisirea, ziceți-i cum vreți aceeași idee, să o facem ca pentru Domnul. Amin? Amin. Într-o a doua idee, mă întorc din nou la textul din 1 Corinteni 11, spunea Apostolul Pavel aici, citește la versetul 22. Ce? N-aveți case pentru ca să mâncați, să beți acolo, să o disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud în privința asta? Nu vă laud. Adică felul în care se comportau ei era unul carnal, indiferent față de Domnul, indiferent față de frați, și le spune dându-le un sfat, versetul 29, că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Și vin cu o întrebare. Noi vestim moartea Domnului, trupului care a murit. Dar Domnul are și acum un trup.
Știți că l-a văzut Ioan în Apocalipsa, capitolul 1, și a căzut la picioarele lui ca mort. Și spune aici în 1 Corinteni 10 cu 16, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Versetul 21. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să tărântăm pe Domnul la gelozie? Adică nu se pune doar problema cum mă raportez la ce a făcut Domnul pentru mine acum 2000 de ani. Ci cum mă raportez în prezent la Domnul care e viu. Și în a Domnului amintirea morții lui, dar și părtășia cu el. Amin. Care este relația mea cu Domnul în prezent? E gelos. Numai tatăl e gelos sau și Domnul e gelos? Păi fiul e ca tatăl, nu-i nicio deosebire între ei. Gloria lui Iisus. Aleluia. Am citit din Romani că prin botez ne-a făcut una cu moartea lui. A urmat îngroparea și apoi învierea. Și trebuie să ne fim una cu el printr-o viață asemănătoare cu a lui. Aici este marea minune. Nu doar să vestesc moartea Domnului gândindu-mă din plin la ce a făcut, ci să trăiesc viața lui din plin, în prezent. Spune Pavel, Galateni 2:20, eu am fost răstignit. Și acum vestim răstignirea Domnului și a noastră. Da, da, nu-i destul? Am fost răstignit, ăsta a fost primul punct, ține trecut. Și acum Hristos trăiește în mine și viața pe care trăiesc acum. Cum adică am fost răstignit și eu trăiesc? Da, viața aceea nouă. În credința în Fiul Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Frați și surori, care este relația noastră cu Domnul? Pentru că știți care ar fi marele paradox? Să vestim moartea Domnului și noi, prin felul în care ne trăim viața, să cădem sub incidența de a răstigni pe Hristos a doua oară. Asta ar fi cea mai mare tragedie. Este imposibil de altfel să se întâmple una ca asta. Să vestești moartea Domnului și să trăiești în păcat cerându-i să mai moară o dată pentru tine. Deci să păcătuim să se mulțească harul. Nici de cum! Iei vreun păcat care este în viața noastră? E vreo cochetare cu lumea care ar stârni mânia divină? Amintiți-vă ce scrie în Iacov capitolul 4. Vă citesc de la versetul 4. Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, să face vrăjmaș cu Dumnezeu? Credeți că degeaba vorbește Scriptura, Duhul, deci Tatăl, Fiul, Duhul, pe aceeași lucrare, pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască noi, ne vrea cu gelozie pentru sine. Vă rog să vă imaginați femeilor. Dacă e vreuna geloasă, ăsta e singurul avantaj că l-are, că pricepe mai bine ce spune acum, în rest are dezavantaj toată viața. Dacă soțul ar veni și ar spune, dragă, mă bucur de masa ce ai pregătit-o, vreau să stai cu mine la masă, stăm aici. Da, auzi, spun drept. Știi de ce am întârziat de la serviciu? Eu din când în când mai iau masa cu o colegă. Am și o relație cu ea. Spune-mi, te rog, ce poftă de mâncare mai ai? Ca să nu-l întreb pe el și să nu fie vreun asemenea caz, zice, nici să nu se pomenească între sfinți, ce poftă de mâncare are el? Dar asta e problema. Noi am venit azi la masa Domnului, dar săptămâna asta a mai stat cineva la altă masă. Și n-ai părtășie. Dar Dumnezeu e gelos. Nu acceptă și o părtășie sfântă și o părtășie păcătoasă. Sau nu e așa? Din nou zic, contraziceți-mă dacă puteți. Că v-am zis, nici exemplu dat cu viața de familie nu mă permite asta. Pentru că nu se poate. Cine, spune Scriptura,
1 Corinteni, capitolul 6, versetul 70. Cine se lepește de Domnul este un singur duh cu el. Și dacă în duh eu mai am și o altă prietenie, dacă mai am și alte plăceri păcătoase, asta e fățărnicia. Doamne, sunt la masă cu tine. Ce bine că Tu ai adus mâncarea. Că nu noi am pus-o pe masă, că noi mâncăm din trupul Lui. Aleluia! Dar, Doamne, să nu spun ce am pe sub masă, ce m-am mângeat, ce am ascuns. Asta e foarte grav. Și în Corint erau încă stări vinovate. Ca să-i facă să înțeleagă asta, le spune la un moment dat unul Corinteni 5, zice, cu astfel de oameni nici să nu mâncați. Adică trebuie să fiți foarte atenți la ce prietenie, la ce părtășie stați. Să fim mai concret. De exemplu, Psalmul 1. Fericit de omul care nu se duce, nu se așează, nu se oprește. Obișnuiți să stați la povești păcătoase. Așa, când vorbiți de unul, de altul și luați la rând, așa cum scrie în Psalmul 50, pe neamuri. Începând cu soacra și aia masă, nu? Sau alții n-au treabă cu rudenile, că se împacă bine, alții iau pe ăștia din politică la rând, știi? Și le ia la fiecare tablou în față, îl măzgălește. Asta nu-i bun, ăsta e așa, ăsta e așa. Sau, mai nou, tineri, intri pe un blog, nu? Și apoi îți dai și tu cu părere. De unul, de altul, pe Facebook și apoi poza asta îmi place, asta nu-mi place, te uiți la asta, te uiți la cealaltă și apoi îți murdărești sufletul și apoi vii duminică la cina Domnului. Și vă spune că suntem oameni unei singure mese. Domnul e gelos. Nu puteți lua parte și la masa Domnului. E împărtășia cu El. Repet, noi nu-L vestim doar ce a făcut El. Noi vestim că El vine. Amin. Asta înseamnă că El trăiește. Aleluia. Și cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească, patimile și poftile. Asta v-am spus, e marele paradox. Se vestesc: Hristos a murit pentru toate păcatele mele. Și acum, văzându-mă că El ne vede pe toți, eu trăiesc în alte păcate. Se pot înregistra greșeli. Și vă rog, rețineți. Nu greșeli ne împiedică să venim la cina Domnului. Pentru asta vă citesc din Evrei. S-ar putea, te-ai scăpat așa și ai călcat accelerația. Sau te-ai scăpat cu o vorbă, că nu prinde frâna la gură, că asta e. Frâna de picior mai prinde, de mână mai prinde, frâna asta de gură, asta prinde cel mai greu. Evrei, capitolul 4, versetul 14. De altfel, cele două puncte care mi s-au pus pe inimă au de-a face cu cele două mandate ale Domnului. Domnul a fost jertfă, asta ține trecut, noi comemorăm jertfa și în prezent Domnul este preot. Avem relație activă cu El. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tare mărturisirea noastră și mărturisirea, v-am spus, spunem ce a făcut pentru noi, 15, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. Te-ai scăpat, să vă dau un exemplu și apoi continui citirea, la o slujbă de joi seara, un frate într-o biserică era în comitet și a venit la adunare supărat cu nevastă. Și așa s-a întâmplat că n-a mai fost nici conducător de adunare, nici nimeni din comitet și tot se uitau la el. Du-te, frate, că e bun predicator la slujbă. A, nu mă duc. Tot se uitau la ușă că vine altul, nu venea. Că așa le-a potrivit Dumnezeu. Și în final și soră și, dar frate, du-te, ce vrei să predicăm noi, du-te, era o durare de țară, nu chiar mulți. La care se scoală și spune, unde să mă duc, m-am certat cu nevasta acasă, am strigat la ea. Și se întoarce spre ea,
Mă ierți, dragă. Am aplăjat amândoi, ce te ierți. Ce vă rugați pentru noi. Ne rugăm. Gata, s-au rugat, s-au împăcat și s-au dat îndemnul la timpul de rugăciune. Că se pot înregistra astfel de slăbiciuni. Știu eu, de grabă, bărbatul e mai punctual și femeia e mai îngăduită. Sau invers, nu? Spune-mi, dar nu ești gata. Gata, nu mai luăm cina Domnului că nu am fost toți gata la fără un sfert. Păi, la fără cinci ne cerem iertare cu smerenia necesară. Și spune în continuare aici, citesc, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. De exemplu, mie mi este foarte... Asta mi-e cel mai greu mie, da? Și vreau să nu mă silesc, fiu pocăit. Să-i suport pe oamenii lungi la vorbă, pe cei care nu sunt exacti, punctuali. Dar știu că nu-s toți ca mine, că alții au temperament. Zilele trecute m-au zis soția și-a spus, dragă, să nu greșești. Unul mi-a spus, dar era tânăr și-a zis că să nu învăț, că la vremea aia se mai poate învăța. Mă dau să-mi spună pentru o treia oară un lucru. Zic, dragul meu, din moment ce ți-am spus că am înțeles, de ce mai repeți? Mă scuzați. Învață-te să nu obosești răbdarea oamenilor. Dar la alții le place să se pune de trei ori pe o poveste. Așa, Domnul, versul 16, ce putem să facem în prezent? Să ne apropiem, dar cu deplină încredere. Încredere în ce? În faptul că ne iartă aceste greșeli. De scaunul harului, ca să căpătăm îndurare, să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Binecuvântat să fie Domnul. Frați și surori, să ne cercetăm care e relația noastră cu Domnul în prezent. E mulțumit Domnul de activitatea mea? Nu cumva prin viața mea eu comit vreun păcat care nu amintește de moartea lui, reclamă altă moarte? Ne poate ierta greșelile, dar nu rămânerea în păcat. Asta e diferența majoră, că eu pot greși, m-am scăpat, cum v-am zis, cu o vorbă sau știu eu, ca bărbat ai scăpat o privire. Asta este ceva ce Domnul ne iartă dacă ne smerim. Dar dacă eu și azi și mâine țin supărare, asta când să mă ierte, nu? Să mă ierte arată, după cum păcătuiesc și eu, așa. Doamne, mă iert pe săptămâna asta. Vezi că la sfârșitul săptămânii viitoare ai de iertat rata pe săptămâna viitoare. Pentru așa ceva stă Domnul acolo. Să ne ajute Domnul să ne pocăim. Amin. Cu adevărat. Amin. A fost la noi într-o seară o tânără din Cluj care povestea că era botezat, deci putea să ia parte la cina Domnului. Dar a văzut că alți tineri sunt mult mai aproape de Domnul. Și într-o zi, mergând cu ei în misiune, s-a apucat de plâns și a zis, Doamne, oamenii pe oamenii ăștia îi văd mai pocăiți decât mine, e bună și starea mea. Și s-a hotărât să se ducă și ea la stăruință. Și a întrebat pe un frate ce ar trebui să facă și a spus, te mărturisești. Și pe mâine seară, vii la stăruință. S-a dus acasă, a dat o fuicică așa, mică, cum ar fi asta a mea galbenă de aici, așa, și am vreo patru păcate, ce greșele am. Și la un moment dat, a început să-i vină în minte stări păcătoase pe care le aveau, dar seama că foicica aia n-ajunge. Și-a luat o coală format A4, așa, din asta, cât Biblia asta, și-a scris-o pe două coloane până la urmă. Căzut în genunchi, a spus, Doamne, spune-mi Tu ce-ți place și ce nu-ți place. Și spune în Efeseni 5:10, căutați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrări neroditoare a durerilor cu bancă, mai degrabă osândițiile să le osândim noi ca să nu ne osândească Domnul, e gelos. Și la un moment dat a început să plângă și a zis, Doamne, dar eu am făcut păcate care n-am știut că-s păcat. Eu Te-am supărat fără să-mi dau seama. Și spunea ea, plângea și când ne-a povestit, m-am simțit atât de murdară, de vinovat, a spus,
Cum să se uite Dumnezeu la mine? Eu sunt un gunoi. Și în clipa aia a sunat pe un frate și a zis: sunt pierdut. Sunt murdară toată. Am o listă grozitoare de păcat. Nici n-am știut că-s păcat. Și fratele a avut îndemn, fost o inspirație de la Domnul să-i spună: citește 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Amin. Și spunea tânăra asta: când am citit, mi s-a părut că scurge o apă peste mine și de la cap înspre picioare mă curăț și dintr-o dată m-am simțit liberă și ușoară. Să ne ajute Domnul să ne cercetăm. Amin. M-am spus în primul rând să ne cercetăm dacă înălțăm așa cum se cuvine culmea Golgotei și în al doilea rând să ne cercetăm dacă părtășia noastră cu Domnul, care este viu, care este sfânt și ne vrea cu gelozie pentru sine, este bună. Amin? Amin. Și tot legat de părtășia cu Domnul, știți că sunt două porunci: să iubești pe Dumnezeu cu toată puterea și pe aproapele. Și zice Ioan că, de altfel, dovada că iubești pe Dumnezeu e că iubești pe aproapele. Și asta era și problema corintenilor. Revin la textul acela, 1:11-22, zice: vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au? Adică acolo așa era, fiecare venea cu traista lui cu mâncare. Unul avea 5 feluri de mâncare și altul o bucățică de pâine uscată. Acum v-am spus, nu e așa. Dar acum putem, de exemplu, să facem alte greșeli asemănătoare. Zice în Iacov 2 că poate să vină la adunare unul îmbrăcat bine și altul îmbrăcat prost, adică mai sărăcăcios. De exemplu, pentru dumneavoastră ca femei, că la capitolul haine și îmbrăcăminte dumneavoastră sunteți mai cu gusturi. La bărbați procesul verbal e cam de 3 puncte și se încheie. La femei sunt mai mulți parametri. Felul în care veniți aici, nu să mâncați, felul în care vă îmbrăcați, nu riscați să le faceți de rușine pe cei ce n-au. Adică încercați să veniți într-un așa mod încât să nu fiți o provocare nici prin lux pentru celelalte femei, nici prin felul în care vă îmbrăcați pentru bărbați. Că este care are, zice, se faci de rușine pe cel ce n-are. Adică dacă tu te îmbraci sau noastră nu vă îmbrăcați suficient de bine cum mai stați aici în față, ma care are nevasta acasă, are, dar care n-are. Asta e acolo, ce voi faci de rușine pe cel ce n-are, știi? Adică îl faci să poftească mâncarea ta pe cel ce n-are sau femeia ta pe cel ce n-are. Și zice aici 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 17, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup. Că trupul Domnului a fost trupul acela care a jertfit pe cruce, trupul Domnului e trupul din slavă, adică e ființa lui în prezent, și mai e ceva trupul Domnului. Suntem noi. Amin. Trebuie să fim atenți cum consumăm din trupul Domnului, gândindu-ne și la trupul acesta al Domnului. Amin. Da? Vedeți? Care e relația noastră cu frățietatea? Dacă nu cumva suntem o pricină, dacă nu cumva este vreo relație afectată. Doamne, ajută-ne să ne iubim ca frați. Amin. Și cu ocazia cinei Domnului să se întărească unitatea frățească. Amin. Feriți-vă de a vă judeca așa pe auzite, zice despre Domnul Iisus, că nu va judeca după cele auzite, că noi putem să facem greșeli de fond în privința asta. Poate cunoașteți întâmplarea aceea. Nu știu că e reală, că e imaginație, dar ideea este bună. Că o soră avea soțul necredincios și într-o zi când a luat salarul, s-a dus seara la cârciumă și i-a
S-a dus după el, nu a vrut să vină, nu a răspuns la telefon, n-a ascultat-o și apoi l-a sunat pe un frate slujitor să meargă să-l ajute, să o ajute să-l scoată de acolo, că de respectiv avea ceva respect. Și a zis, vino frate, că dacă nu toți banii cheltuiesc și iar rămânem în casă fără bani și ce le dau la copii mâncare? Și fratele s-a dus și la ora nu știu care din noapte ieșea de braț din cârciumă cu bețivul ăsta și ăsta fiind mai greu, făcea așa ca și fratele să se împletecească, așa știi. Moment în care a trecut pe stradă o familie din adunare și a spus, uite unde umblă slujitorul nostru. Și a spus la comitet și au discutat și noi zice, frate, trebuie să te retragi din slujbă. Păi de ce s-a întâmplat, frate, nu se mai poate. Și știau mulți, numai el sărmanul nu știa. Și când au aflat ceilalți, au zis, să ne iertați. Și să ne ierte și Domnul. Amin. Vedeți? Trebuie să avem grijă de relația asta de adunare, că cei din Corint erau oarecum pentecostali ca noi. Vorbeau în limbi, proroceau, dar știți la ce stăteau ei mai slab? Ăsta-i cu Apollo, ăsta-i cu Chifa, acum l-au adus cu Iosif Anca, trebuia chemat altul. Și când îl cheamă pe altul, nu că acum trebuia chemat alălalt. Dragii mei, într-un trup, zice în 1 Corinteni 12, că e tot la Corinteni scris și tot pe acolo, e tot problema lor, care la cine iese în evidență, zice, nu ochiul spune, n-am trebuință de urechi. Ba da, că ochiul e bun numai în față, urechea e bună și în spate, nu? Auzi când vine ceva de spate. Și spune urechea la ochi, da, n-ai decât să te muți unul în față și unul în spate, te discurci fără mine. Zice, mâine nu pot spune picioarelor, n-avem trebuință de voi, ca ce mă descurc, dar dacă e vorba de celălalt părete, păi trebuie picioare până acolo și apoi să ajung eu să mut ceasul dacă s-o dereclat, nu? De așa e în adunare. Noi avem nevoie unii de alții, că nu i-a făcut Domnul pe toți buni cântăreți, nici proroși, nici predicatori, dar trebuie să ne acceptăm, să relaționăm într-un mod ca să se vadă că avem părtășie nu numai cu Dumnezeu, avem părtășie unii. Ascultați ce vă citesc aici, în Ioan capitolul 1, versetul 6. Dacă zice că avem părtășie cu El, frate, eu pot să vin la cina Domnului, am părtășie cu Dumnezeu. Asta vă punctul 2 în predică, părtășie, corect. Ascultați ce spune peste în continuare. Și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Deci Dumnezeu știe ce părtășie aici. Acum 2, versetul 7. Dar dacă umblăm în lumină după cum însuși este lumină, avem părtășie unii? Și asta la cine trebuie să se vadă cu atât mai mult? Doamne, ajută-ne! Amin. Aveți vreo supărare cu cineva? Păi închidem ușa și nu vă mai dăm drumul până nu vă împăcați. Dar o împăcare din aia cu o îmbrățișare și o sărutare sfântă. Că să-i pară rău diavolului că v-a ispitit. Să spună pe ăștia, nu mi-a ispitesc altă dată, că ăștia când se iartă să și iubesc mai tare, că cine ce se iartă mult, iubește mult. Amin. Să păgubească diavolul de două ori. Și mai adaug doar ceva. Am înțeles că azi aveți și spălarea picioarelor, da? Și acolo se vede părtășie, așa-i? După părerea mea, spălarea picioarelor este, teologic vorbind, un act al spălării parțiale. Adică la botez am fost spălați integral și ni s-a iertat tot trecutul. Dar noi mai greșim, de-aia spuneam că avem nevoie scris de jertfa Domnului. Și atunci ne mai să luăm numai parțial ca o dovadă a spălărilor, a curățirii ulterioare ce Domnul ne-o face. Ați înțeles, da? Și în al doilea rând spunea Domnul acolo, Ioan 13, eu sunt Domnul și învățătorul vostru și voi să vă spălați picioarele unii? Dacă și eu Domnul am făcut-o. Sunt datori unii? Bine, frate, respectiv surorile. Eu am avut o experiență urmă cu vreo 20 de ani. Cum vă spuneam că am și eu în fire pretențiile mele. Și mergând într-o adunare mică la munte, cu cine îmi cădea mie să fac spălat piciorul? Cu un frate care a venit de la mine schimbul 3. Era și mai slăbuț el așa. Eu când am ochit, eu sunt și foarte sensibil de când am o hepatită.
am agățat o vorbă cu unul ca să spăl pe altul, nu pe ăsta. N-a observat nimeni. Numai Domnul care se uită dincolo de ce se întâmplă în cutiuța asta. De acolo am plecat, eram cu soția, cu ceva copii mici, un drum neasfaltat și unde a fost noroiul mai mare, am făcut pană la mașină. Nu, cine se facă pana? Nevastă? Nu-i făcută nevastă pentru asta. Copiii erau prea mici. Eu, nu? Repede. M-am făcut cu noroi, evident. Și am coborât într-un râuleț de munte ce era acolo să mă spăl. Și am auzit în mintea mea foarte clar. N-ai vrut să speli un sfânt în apă călduță, spală-te de pe picioare de la toți păcătoși în apă rece. Nu i-a plăcut Domnului gestul meu, m-a pus la probă și n-am luat notă bună. Cine știe cu ce soră spică ție să faci astăzi spalarea picioarelor? Sau cu ce frate trebuie să te îmbrățișezi, că la urmă așa se obișnuiește la noi, nu știu, la dumneavoastră, după ce faci spalarea, dă mâna și ne sărutăm, nu? Scrie în Biblie foarte multe ori de sărutare sfântă. Adică ce înseamnă asta? Să fie relația foarte bună. Amin? Amin. Am fost undeva într-o adunare și îmi spune cineva, știi că prietenul tău nu mai vine la adunare? Băi, era un om devotat care îngrija de musafiri, era gazda lor cu ajutorul soției lui. Și nu a avut ceva problemă. Dar atunci, de ochii de gura noastră, a venit. Și un frate ce era cu mine a avut un cuvânt despre împăcare. Și Domnul i-a cercetat ce se întâmplase. El avea o firmă și avea un segment unde s-o desfacă pe piață. Alt frate din adunare au făcut firmă cu același obiect de activitate. Și au făcut undeva o sesizare pe la București ca ăsta să-și piardă desfacerea și să o ia el. Și aia la București o trimis la primul, băi, uite, rezolvă-ți problemele numai să n-ai necazuri în plan local, că noi avem desfacere bună pentru un minister. Și ăsta când se uită, cum adică, mă? Fratele meu, care eu când la cor să-mi fure mie segmentul de piață, nu mai văd o adunare, numai când, gata. Și în ziua aia eu cercetat Domnul pe amândoi, am fost acolo, s-au ridicat în picioare, s-au îmbrățișat și au plâns. Că dacă Dumnezeu ne primește la masă pe niște oameni care au fost murdari și vrăjmași cu El, și noi doar ne amintim că El a murit pentru noi și stăm la masă cu El, Dumnezeu vrea ca în prezent să trăim frumos. Și să știm că cine a Domnului până vine El. Și apoi să ne amintim de ce a spus ucenicilor, că vom sta la masă cu El. Dar să nu uităm că Dumnezeu la masa aceea, sau să nu uităm că atunci Dumnezeu nu are mai multe mese. E numai masa cu Avram, Isaac și Iacob la care servește Domnul. Nu vrei să stai la masă cu oricare? Atunci dă voie să spun că în rai nu este altă masă. Vrei să stai la masă cu Domnul? Atunci să încapă toți frații la masă. Amin? Amin. Și surorile, păi dacă a zis amin, spun și eu, înseamnă că ați înțeles tot, Doamne, ajută-ne. Amin. Cum zice Domnul Iisus acolo, Ioan 13:17, dacă știți aceste lucruri, ferici de voi, dacă le faceți. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Să putem participa cu toată mintea, gândindu-ne la ce s-a făcut, să putem participa cu toată inima, în toată sinceritatea, și să putem participa, dacă e cazul, și cu toate brațele, întinzându-le înspre orice frate și spre orice soră, că toți aceștia sunt fiii lui Dumnezeu. Hristos trăiește în el. Și dacă Hristos trăiește în el și Hristos trăiește în mine, dar eu n-am părtășie cu el, că Hristosul din mine nu-i chiar prieten cu Hristosul din el chipurile. Vă dați seama ce nonsens ar fi, nu? E trupul lui pentru că trăiește în toți. Doamne, ajută-ne să te putem îmbrățișa pe tine prin credință. Amin. Și pe toți
frații, la vedere. Amin. Amin. Amin.